Salut, camarazi! O să vă dau de azi câteva lecții de supraviețuire în jungla urbană, pentru că lumea în care trăim e complicată, e debusolată și, Doamne ferește, bat în lemn să... Bine că n-a intrat Putin peste noi, că mulți ar fi murit precum muștele. Oamenii de azi nu știu să se descurce. Nu mai au instinctul de conservare, deci stai că mi-a căzut sticluța cu spirit pe jos, nu mai au instinctul de conservare. Uite, am să vă arăt cum puteți supraviețui în jungla urbană. Așa. Deci mă aflu într-o bibliotecă la un centru cultural străin din București, vă arăt aici, sunt exact ca peștele în apă. Cărțile astea, mii de cărți, cărțile au fost prima mea dragoste și cea mai mare de când m-am născut, de când am fost copil. Deci sunt aici în elementul meu, văd și eu de la alții mai deștepți ca mine. Uitați, vă fac o mică, întorc camera ca să vedeți. Asta e bogăție spirituală, adevărata bogăție, cărțile de la oameni care au făcut alte experiențe, au învățat altceva. Așa și eu mă adapt la, ca precum căprioara la părâu, așa și eu mă adapt la inteligența universală. O să vă arăt în câteva momente cum să supraviețuiți în jungla urbană cu bani puțini, pentru că sper să am gura pocită, dar s-ar putea să vină vremuri grele peste noi, s-ar putea ca mulți dintre voi să ajungă în stradă, cum sunt și eu, deci să vă puteți descurca cât de cât, pentru că omul de azi și în special tineretul de azi nu mai are instinctul de conservare, e livrat la cuțit, nu știe să se descurce, e ca un nou născut. Dacă v-am zis, dacă intra rușii peste noi sau oricine altcineva, tineretul României murea cel puțin câteva sute de mii în câteva ore, pentru că nu se pricep la nimic în afară să butoneze pe telefon, înțelegeți? Deci, uite, vă dau o lecție de viață, de supraviețuire în jungla urbană. În biblioteci, în centre culturale, se poate sta la căldurică, se poate lua apă gratis, hârtie igienică, nu știu ce, nu e mult, dar când ești pe economic clas, contează orice mărunțiș de asta, contează în socoteala finală, nu? Deci hai că o să vă arăt în câteva momente cum te poți descurca cu aproape nimica, dacă n-ai nimica, precum era filozoful grec care l-a întrebat Alexandru Macedon cu ce poate să-l ajute și el a zis: împărate, n-am nimica și nu-mi trebuie nimica. Așa și eu. Hai că v-am pupat, pa!